Bună ziua, dragilor! Bine ați venit la un nou episod. De data aceasta în grădină ne vom ocupa de bureanu care a crescut fără limite. Ne-am ocupat de alte treburi și pur și simplu în grădină n-am mai apucat să intrăm. Am încercat să fac aici sistemul de irigații pentru că ăsta nu ajunge în totalitate în capăt. Am mai pus unul aici. Alți cartofi. Păi, partea asta a crescut frumos, nu știu de ce. Acolo au crescut mai mici, dar nu știu. Nu a fost udat suficient oare sau cine știe. Aici a comandat cu apă, vezi? Uite și ceapa ce mare și fauna. Și loboda, vezi și mare? Dar vezi? Era aici la fel de multă, dar aici n-a mai crescut cu odată cartoful și l-a acoperit. Loboda și nu mai. Aici dacă ai curățit tot timpul, o ieși și mărarul și frumos și lobăda. Uite ce faci, faină, asta foarte bună la mâncare. E favorita mea. Și mărarul. Abia aștept să fie mai mare. Ceapa. Așa. Dar din păcate aici nu ieși nimic. S-a apucat ala, te-ai apucat aici, nu? A ieșit doar lobăda și niște mărar. Nu a ieșit nicio morcov, nicio țel, nimic. Nu țel, păstrânac ai pus, nu? Și am pus noi, nu a ieșit. Decât mărar de antrecut și lobădă. Să crească, dar pentru că nu ieșise nici când era iarba mică. Da. Da, astăzi o să mă bag eu cu motocultorul ăla, cu motocultorul. Ia auzi, măi, doamne. Să iar oboset. Motor cu asta ce e? Cu fier. Și să dau toată marginea asta. Facem din nou frumos. Dar aici, uite ce îmi place la căpșuni, că au rămas așa frumos la paie. Au rămas ca lumea, au început să-și coacă unele căpșuni. Da, dar mai știu iarba pentru ele. Păi nu mai știu iarba, că nu mai are cum să-i astea. Da, dar așa printre. Bă, dar ni le mănâncă furnicile, frate, da. Frate, nici n-ar pucă să se coacă. Bă, oameni buni, dacă știți ceva, cam cine ar putea face chestiile astea așa, urâte? Ia s-o rup, s-o arunc, măcar să nu mai tragă din nou. O arunc, că n-am ce să fac ea. Vezi câteva căpșuni. Aici, iară. Uite, acolo și e, nu-i rădășina sau e căpșuni? Păi, dar ce le mănânc, băi, furnici, cine? Mama lor de căpșuni, mă, în loc să le mâncăm noi, uite, nici n-apucă să se coacă. Și-s dăunători pe aici, dar nu știu, gângănii, tot felul de chestii. Ah, vrei să mănânci căpșuni sănătoase, nici stropiti. Și uite că ți le mănâncă dăunători în ele. Ia uite, asta, uite tot la curba. Cum a ajuns, o mâncat-o așa de urât. Nu pot să-mi dau seama. Dacă nu li stropești, nu mai poți să mănânci. Le mănâncă altceva. Da, hai să aduc motocicleta și motocicleta. Da, întâi e buruiana de aici, să dai la păsări. Să s-o dau la păsări asta, nu? Hai să vedem inuțile noastre. Să iau grămăjoara asta, nu? Da. Când le-am mai dat românici, afară de ceva de mine. Să mănânc și o leagă de... Hop! Buruiana proaspătă. Hai cu coșdule. Ia să vezi cum s-a reacționat. Au, chili cheamă. Ia, și apoi pe casă nu le dăm. Mănâncă și ele de verdeață. Asta e ouăle sănătoase. Când mănânc o găină, niște verdeață, niște din astea, foarte bune. Hai să mergem. Am aici pregătit ăsta. Unde e ăla? Ah.
Nu-i grea? Da, am hamul ăsta ca să țin greutatea în umeri, știi? Ha. Ia ca să încep de aici, direct, uite, văd că este și aici. Da, hai. De la intrare, ai, nu poți să faci cum trebuie, da. Vorba că hamul ăsta mă ajută pe mine să țin greutatea în umeri, știi? Ia să o pornesc, cântești după aceea. Da, să cântești să o pui și pe aceea pornești. Nu, nu. Am nașit. Mă pori mine spate și nu pot să tragi în șoc, nu?
arată pe grădină, ce fain arată. Vezi că e o iarbă. Hai. A, mai multe. Hai pe față, uite-te. Știu. Și ai la muncă, ce poți să-i faci? Muncim? Păzi așa frumoasă, trebuie să intrăm și în grădină. Când noi putem și avem timp, nu? Până la urmă aici ai din timpul liber. N-avem timp mai mult. Din păcate, internat asta eu. Acolo tu smulgi tătubrea, nu? Da. Îl dă la vinică. Mărunc. Mă gândesc dacă nu dădem cu ăsta. Sau vrei să smulgi și după aceea îi băgăm ceapă? După... Îmi spui pacic, nu? După, am văzut, cred că mi-a ieșit și morcovul. Ți-a ieșit? Păi vezi, dacă așa, e la mână mai degrabă. Păi eu la mână, ca să mă uit clar, să văd. Da, da. Deci poți să-l vezi, dacă nu, băgăm ceapă, luăm, mergem și cumpărăm niște harpacii de ăsta. Și luăm și punem frumos. Sau morcov, mai punem, mai avem plicuri. Mai avem toamnă de ceapă, făi verde. Mai avem plicuri, lasă și apă. Da, nu, astea nu vezi, nu iese morcov, astea. Mai punem să mai încercăm, vor mai multă apă, vor mai multe chestii, știi? Ei, dar dăm drumul fiecare seară, da. Da, da, trebuie să-i fac să-și picul ăsta, că ăsta nu ajunge. Trebuie să fac cu ăsta, trebuie să-ți scapă apă, bă. Da. Păi ia, repari, că ai caușuc. Ai și trebuie. Da, să văd dacă merge, dacă pot să repar cu ce vreau eu, că... Că e românească, cum să zice. O combinație de mai... Da. Nu prea tăi ce trebuie, de fapt. Da, am zis să aduc haragii și aia de anul trecut. Spun la fasole. Acum? Păi nu trebuie. Ia uite, ia hai la fasole să vezi. Să vezi și frumoasă. Eu acum am trecut plângă de asta. Și vezi și faci și la stara în sus. Asta are nevoie neapărat de... Da, trebuie pus. Uite cât la stara are. Caută să se prindă. Dacă nu punem acum, cred că nu la tete trebuie. Trebuie la tete. Nu, uite asta nu-i de ce. Ba da. Nu, uite are frunza mai altfel. Bine, eu pot să pun, nu-i problemă, dar nu să leacă de frunzuri aici acum. Punem mai la cei care are deocamdată și dăm la asta. Că sunt mai multe tipuri aici. Da, da. Hai să mergi să aduci și araje și să-i pui. Hai. Este asaragii de anul trecut, care eu vrem să-i dăm la foc. Trebuie să mai și în afară de aici. Da? Trebuie să mai și în afară de aici. Nu știu, nu i-ai pus, eu ne-am luat de unde i-am găsit acolo și... Dar punem partea aia la altă și pe flăr, ne mari. De unde e așa, că după aia oricum trebuie să mai fac, cred. Trebuie să-i fac, a noi care le-am pus mai adese, va, că cuiburile și... Acolo sunt numai câteva fiere de lobă, da, ta. Da, da. Asta e, știi. Dar e bun că ne ajutăm partea asta. De-am trecut. Și cald e afară astăzi. E o zi numai bună, cred că zbură 27 de grade. Da. Spargi recordul azi. Spargi și tu dacă vrei, e buruia în aia, nu aia. E roșie. E roșie? E așa zici. Nu. No. Nu, și el altă, cu țăpi. Care ce vin? Asta? Aia din fața ta. A, asta. Din țapa. Mulțule, când trebuie, vezi? Mai este în acolo, da? Ce s-o rup. Lasă-o, domnule. Mă duc cu aia de ce. Acolo e cartofă? Da. Cartofi. Cartofi și fasole. Mi-am pus fasole și aici cartofi aici. În capă. Te simți cu sapă aia. Pe liga.
A, și nu-i fasole? Nu. Așa, nu intră. Și a... Nu intră, bă. Pune mai plângă. Atâta, că... Aș păstă de loc, dar... Plângă să-i fac. Dacă nu ești mă. Așa nu mai pune flori, nică-i rupt. E oricum se prinde, nu crește așa sus. Mai crește. Că ăștia, că fasolea normal se pune prin porumb. Dacă e porumbul lung. Și ea n-ai văzut că pe porumb crește, pe bățișeală crește până sus. Așa, noi stăveam și ceva frumos. E nici fasole iese, dar trebuie să fac să... Să fac sistemul de apă. Trebuie, trebuie. Să-i patrat și să-i fac. Dacă te vezi, n-am chitonat aici. E un chitonat. Uite mătea, cum stă la umbră. Bă, la boanda. Unde să ne ții companie? De aia nu cumva să te pui și prin purienile astea? Cum? O să te pui prin purieni? Când am dat eu? Bă, la boanda, dai. Deci nu se vede la și culoarea are. Ii, bă, cu el pătrat, tot din pământ. O, de gata, s-a ascuns. Deci nu mai vezi. Mă-ți-a. Ce-o lăsa numai ca papa aia, dar ia că se vadă. N-a crește sol. A avut un nod de șal. Păi... Adă și alții. 2, 3, 4, 5, 6 rânduri. Asta e distorsionat așa. Nu avem decât aici, aici. Da. Doamne, așa aș nu știu ce fost să te cărare, poate. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 38, pun 40 de biețe, nu? Uh-huh. Fac 40 de biețe. Dar tot așa lungi te revine, a? Da. 40 de bețe, da? Cred că am trecut fost mai mult, dar... Uite, 1, 2, 3 aici. Pani a fost semnele cu noi. Da, aici e rândul de castraveți care nu a ieșit și cu castraveți. S-a vedea. S-a vedea chiar. Hai să mergem să aducem bețele. Da. Noi aici bețele le facem din dulap. Din bieț de dulap. E mult mai convenabil pentru că avem neamuri la mobilă și asta e practic mobilă de foc. Asta se aruncă la foc, că e incompletă și am multe alte chestii. Când e în angro, se aruncă foarte mult și am luat-o să mă joc cu ea. Și cu asta mă joc să fac vieță. Thank you.
diferit. Tăiem la 3 cm. Ca să fie un pic mai gros, dar nu vreau să ne ajungi să facem toate din bucăți la 3 cm. Vedem. Uite, mai ai acolo o bucată lângă tine. Mai ai auzit? Da. Mai ai o bucată lângă tine. Corect, fac și din aia. 3 cm, cum ajunge? Că au undeva 50 cm, ies mai mult. Da. Mai ajunge pe acolo. Ce prea lungi? Prea lungi. Nu. Așa și după. Așa zic ce are. Uite, ne-ai dus șocându-l. Eu nici nu mă gândeam la soluția asta. Unde îți dă puterea crește, nu? Da. Tu ai spus mai mari ca acele. Da, e. Nu. Mai îngropat, așa. Păi ele sunt îngropate, tu le vezi la mijă, ele sunt mari, la fel. E bine că nu crapă, e încă proteja lemnul, că e bine.
Aici sunt mai subțele astea crăpat. Aia este de anul trecut, am stat în ploi, în apă. Da, este, la anul nu mai bate așa cu ciocană. Dar așa vezi cu clapă. Dar asta are, cred, cu 5 metri are. Grosimea? Da. Da, 1,5, dacă nu știu. 1,5 are. Acolo are 2,5 sau cât are? A, tu zici lățimea? Da. Aici da, 1,5 sau 2 maxim, aici este 3. Aici la fasole, vezi? Nu iese la fel de mult burana, am plăcut o singură dată. Dar aici nu ești la naibii de mult. Nu știu ce... E floare și ceva, cred că e galbenă. Nu, dar de ce o ieșit așa? Nu știu. Asta cum ar nu-i caracuța. Să nu fii rapiți care au luat-o vântul, frate, aici. Dar așa am trecut-o ieșit. Ai, ai, ai. Ce-ai făcut? Atâtea și mă pălim pe fie. Stai grijă. Stai în grijă că dacă nu la muncă, șeful imediat își caut altul. Vagabond. Nici nu-l interesează de mine. Aici fiecare cu interesul lui. Corect. Interesul meu e să iau lui bani. Nu să-mi rupi o mâine și spatele. Așa că stai în grijă. Bă, dar ce rupi mâna, mă? Să mai vii pe aici, că ai un cuib. Două. De fasole. Unu. Fasole? Da, nu lipream la ciocan. Mă rupe din mână. N-am mai dat de mult la ciocan. Dacă am pistol de cui, dacă am de filetanti, nu mai dai la ciocan, știi? Aia e problema. Vezi tu și sculele astea? Vreți bune. În loc să stai să bați cuile, le bagi la pistol. Da, le bagi pistol, nu le bagi tu. Păi nu, am zis că le bagi la pistol. Adică e o problemă și asta oarecum. Îți pierzi din dexteritate. Tehnologia. Nu-i bun. Nu-i prea bun. Și am terminat cu manager, n-am venit cu aici. Dar... Nu mă știu mult. Aici dacă chiar e, mai punem după ce iese cu vreo. Nu, fie de la ridică. Și n-ar vor să spun acum. Nu-i neapărat. Mai ai tu aici un pic de privit, un pic mai mult. Un pic? Mă scutam. Dar din păcate timpul astăzi nu ne ajută. Este nu este favoarea noastră din păcate. Trebuie să plecăm la muncă. Și videoclipul pe azi îl încheiem aici. Vă mulțumim mult pentru vizualizare. Nu uitați să vă abonați, să vă lăsați părerile în secțiunea de coment și să apreciați clipul și munca noastră. Ne vedem cu un clip nou data viitoare.